Salutare tuturor, Snowy aici. Astăzi jucăm un pic de survival games. Aparent noi suntem invincibili și o să-i batem pe toți. Chiar dacă sunt timuri, nu mă interesează tot, o să-i bat pe toți. O să le dau și cu piciorul în gură, știți? Nu mă bate pe mine. Numai ca să-i bat eu pe ei. Ok, noi trebuie să găsim o casă, o casă pentru că o casă ar fi ideală. Bă, dar nu e orice casă asta care o caut eu, e o casă specială. Oh, hai că am găsit-o. Hai că am găsit-o. Cineva se duce încolo. Se duce prost, dar e ok. Nu mă supăr. Poate nu m-a văzut. Ăsta mi-a luat chestiile din casa mea? Nu. Bine că i-am dat rectul. Fuhuhu, ce avea băiatul. Ce avea băiatul? Sunt vărzet, aparent. Asta-i face din sabii să facă timp. Faceți voi timp, dar îl faceți degeaba pentru că sunteți gata. Și arunca și sabia, s-a speriat mititelul. Nu am găsit măcar o sabie de piatră nu avem. Stăm cu asta de tot căcatul. Băi, e bine că am fire respect pe asta. Pentru că aparent sunt invincibili. Ce fac mă ăștia să bă joc de mine? Eu am venit aici după chesturi, iar ei îmi arată hall. Îmi arată. Uite o clasă unde e un chest. O aparent 5 damage, ăsta are 4. Nu, lasă-l.
și trebuie să mă duc să pun astea pe sabia aia de Aaron. Să mă duc chiar acum. Fire aspect. Ce mai are băiatul ăsta, mă? N-are decât fire aspect? E bun și așa. Decât deloc. N-am nici arc, power, flame. Numai prostii avem aici. Bun, acum avem și o sabie de Aaron. Aparent suntem prea invincibili. Nu ne poate bate nimeni acum pentru că nu văd cum ar putea să ne bată. Nu văd, deci nu văd. Sunt foarte mulți care nu știu nicio hartă după server. Și asta e bine pentru mine, că îi pot prinde. Nu știu unde se duc, nu știu nimic, știu. Abia am omorât unul pe aici. Dead man. Nu mă lasă, bulanule. Ha, mânca mărul ăsta, frate, n-aveți ce să mai îmi faceți mie. Oricum sunt invincibil, GG. Mai e unul. GG. Love you, guys. Bun, cam atât cu acest episod, ne revedem data viitoare, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sugerați-mi și mie niște jocuri care ați vrea să le vedeți pe canalul meu, gen să fac o serie cu un joc, să termin jocul cap coadă story mode și da, ne revedem data viitoare, baftă lu-